Ghiozdanele încărcate cu cărți și caiete, dar și poziția greșită în bănci i-au cocoșat pe tineri. Aproape 60.000 de copii din România suferă de scolioză, o afecțiune gravă care presupune deformarea coloanei de la vârste fragede. Boala poate avea consecințe serioase, cum ar fi reducerea capacității respiratorii. Dacă e descoperită la timp, se poate corecta. Scolioza poate fi tratată cu ajutorul terapiilor inovative. România are cele mai multe cazuri de scolioză la copii din Europa, o boală gravă caracterizată de curbarea coloanei vertebrale. Scolioza afectează postura, mersul, calitatea somnului, dar și procesul respirator. De obicei se vede această asimetrie. La nivelul umerilor, umerii nu sunt pe aceeași linie, un umăr este mai jos, celălalt mai sus, sau la nivelul bazinului. Și un alt test ar fi când facem o flexie din coloana lombară, flexie de trunchi pe membre inferioare, atunci se observă acel gibus toracal, acea umflătură în spate, să-i spunem. Potrivit datelor, scolioza este de 4 ori mai frecventă în rândul fetelor decât al băieților din cauza modificărilor hormonale. Pe lângă factorii hormonali sau genetici, tinerii dobândesc scolioza pentru că nu fac sport, stau cocoșați în bănci sau cară mult prea multe cărți în ghiozdan. Penare, 3 penare, niște cărți, niște foi și cam atât. Mai am și niște cardiogi. Ce ai folosit pe toate astea? Nu pe toate, pentru că de obicei ne pun să le cărăm degeaba. Vă mai ajută părinții? Încercați să-i chemați? Pe mine mă ajută să mi-l pun în spate, că e foarte greu uneori. Când luna e foarte greu, avem 5 ore. E foarte greu și am multe cărți în ea. Astăzi ce ai adus după tine? Română, matematică, penarele. Odată depistată, scolioza se poate trata eficient acum cu ajutorul terapiei inovative Schroth. Aceasta cuprinde un program de exerciții fizice, concepute special pentru a opri deviația coloanei vertebrale și pentru a o îndrepta. Exercițiile se efectuează sub supravegherea kinetoterapeutului. E lungă, bărbia e trasă unei cărți, trage mai mult ochii, asta. Și presăm în ambele bețe ca să deschidem. Bun. Pacientul după aceea realizează o mișcare de autoelongație, adică întinde foarte mult fie de coloana cervicală, fie de bazin, tot pentru a da un stimul de a corecta aliniamentul coloanei și realizează un inspir foarte puternic și un expir la fel de puternic. Bărbia e retrasă, da? Tragem de spalier și presăm în baston. Elongăm, împingem, crește pe tavan. Presăm baston și tragem și de spalie. Întindere în spate acolo. Trapeziu relaxat. Trebuie să ajungem cu aliniamentul coloanei vertebrale într-o poziție cât mai aproape de fiziologic, spunem, de normal, de natural. Medicii recomandă părinților ca, începând cu vârsta de 8 ani, să meargă cu cei mici la o ședință de evaluare posturală, astfel încât să determine eventualele anomalii și să înceapă un program personalizat de fizioterapie.